încercăm în acest moment ca până la sfârșitul anului să avem buget de stat. O să venim cu reducerea TVA-ului la gigacalorie pe perioada iernii, ianuarie, februarie, martie, astfel încât să fie cât mai suportabilă, să rămână 5%. Ne încadrăm în deficitul asumat. Despre pensiile speciale ale aleșilor locale ați vorbit? S-a avut această discuție și credem că cea mai bună soluție în acest moment este prorogarea de termen. Pentru ce perioadă? Pentru un an de zi. Personal și Partidul Național Liberal nu susținem o suprataxare sau o astfel de taxă, chiar dacă are un nume prietenos. Dar este o taxă susținută de UDMR, de PSD. Acum, dacă și premierul o să fie de acord, asta este. Vă spun că din punctul meu de vedere și punctul de vedere al Partidului Național Liberal, nu susținem astfel de taxe.